doamnelor și domnilor, iată știrile zilei. Mai mulți nevoiași din Făgăraș beneficiază din această lună de mâncare de la Cantina Săracilor. Astfel, numărul persoanelor care au asigurată masa de zi cu zi este de 150, față de 75 câte au fost până acum. Decizia a venit ca urmare a numărului din ce în ce mai mare de făgărășeni, care solicită porții cu mâncare de la Cantina de Ajutor Social, și asta întrucât au situații financiare foarte grele. Clubul copiilor din orașul nostru a organizat astăzi deschiderea festivă a noului an de învățământ. Elevii de la cei mai mici până la liceeni găsesc aici activități diverse pentru timpul lor liber. De ofertă se bucură atât pasionații domeniului cultural-artistic, cât și cei care îndrăgesc latura tehnico-aplicativ-științifică. Toate cursurile sunt gratuite și au un program adaptat după orarul școlilor. Șezătoarea autentică în satul Șona, sâmbătă, 10 de femei au cântat și au spus povești, așa cum se obișnuia odinioară. Oaspeții au fost primiți cu bucate făcute în casă, dar au fost invitați să vadă o fierărie, ce este reconstituită de oameni care vor să păstreze valorile locului. O altă surpriză a fost incursiunea la Guruieții de la Șona. Cântec, joc și voie bună la Drăguș, unde localnicii au avut o nuntă pe cinste. Cei care au venit să retrăiască datina lăsată din strămoși au avut parte de mersul la oale, cântecul găinii și primirea zestrei, momente nelipsite de la petrecerile tinerilor care pornesc în viața de familie. "150 de făgărășeni vor mânca la Cantina de Ajutor Social", a decis legislativul la ultima ședință de plen. Asta după ce, în urmă cu un an, Consiliul Local de atunci a redus numărul de locuri la 75, după ce rația zilnică de hrană s-a dublat, de la 6 la 12 lei. Primăria a luat act de această măsură după ce reprezentanții compartimentului de asistență socială au anunțat că tot mai mulți făgărășeni cu o situație materială precară solicită porțiile cu mâncare de la Cantina Săracilor. Modificarea, finanțarea, am rămas de acord cu Bogdan să fie la 150, să fie de 150 de locuri, dar așa am discutat și în comisie. N-a mai venit Bogdan cu... Consilierii locali au fost de acord cu suplimentarea locurilor, iar unul dintre membrii legislativului, Bruno Ercău, a cerut celor din primărie care supraveghează activitatea cantinei să verifice calitatea meniului, după ce unii făgărășeni au reclamat faptul că mâncarea este din ce în ce mai redusă și de proastă calitate. Am auzit diferite voci că mâncarea de la cantină lasă puțin de dorit în ultimul timp, dar s-ar putea face ceva acolo. Deja a început să se plângă puțin că cu anul în urmă era mai bună și mai gustoasă. Deci acolo era... Făgărășenii care au solicitat hrana trebuie să știe că în limita 150 de locuri pe lună pot lua mâncare de la Cantina de Ajutor Social. Mai mult, vor fi două categorii prioritare de beneficiari: copiii care provin din familii dezorganizate, unde riscul de abandon este ridicat, și beneficiarii de ajutor social. Ce mănâncă nevoiașii orașului la Cantina de Ajutor Social primesc de luni până vineri două feluri de mâncare. Oamenii vin cu sufertașul zilnic la ora 12 și stau la coadă pentru a-și ridica ciorba și un al doilea fel de mâncare. Sâmbăta și duminica, angajații cantinei le pregătesc pachete cu hrană rece. Se știe că de sărbători, cei care mănâncă aici au parte de un meniu mai bun. De Crăciun primesc și câteva felii de cozonac, iar de Paști, ouă roșii. La fel, se bucură de mâncare cu carne. Acest lucru este posibil prin bunăvoința unor sponsori, firme, oameni de afaceri sau chiar cetățenii orașului, care vor să facă acțiuni caritabile de sărbători. Clubul copiilor din Făgăraș a deschis astăzi porțile pentru școlarii dornici de a deprinde cunoștințe noi în domenii care îi pasionează. Au de unde alege, pentru că la club sunt deschise numai puțin de 10 cercuri cu tematici diferite, iar cei mici se înghesuie să se înscrie la activitățile preferate. La foto, fiindcă îmi place mult să fac poze. Când merg în natură, îmi place mult să fotografiez, să privesc natura. La desen, pentru că îmi place mult să desenez. Și mă simt foarte bine cu pensula în mână. La desen, pentru că îmi place să desenez. A patra, maxim 3 desene pe săptămână.
Astăzi, la Clubul Copiilor a fost forfotă mare. Cei mici parcă nu mai aveau răbdare să asiste la festivitățile de deschidere. Au dorit să viziteze cât mai repede cercurile care sunt dispuse în două corpuri de clădire. Cercurile clubului și-au început deja activitatea, așa că lumea știe despre ce se întâmplă la club. Biruință, bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Ne-am gândit pentru deschidere să facem o scurtă festivitate de deschidere, urmată de un mic spectacol al cercurilor de dansuri și de teatru, după care toți cei care vor participa, elevi, diriginți, doamne învățătoare, sunt invitați în sălile de clasă să viziteze baza materială, să se mai înscrie pe la diverse cercuri. În legătură cu cercurile, la fel ca și în anii precedenți, avem Clubul Copiilor Făgăraș, are 10 cercuri distribuite în două corpuri de clădire, 6 cercuri în corpul principal, în corpul A, celelalte 4 în corpul B. Avem cercurile următoare de instrumente muzicale, de jocuri logice, teatru, atelierul fanteziei, muzeologie, chimie experimentală, cultură și civilizație engleză, dansuri moderne și populare, fotocineclub și electronică șah. Copiii care iubesc teatrul au fost invitați să se înscrie la cercul de artă actorului. Asta pentru că au șansa să urce pe scenă în fiecare lună, susține profesorul coordonator. Cercul de artă actorului își deschide azi larg porțile pentru toți doritorii. Așteptăm copiii să se înscrie la cercul nostru de artă actorului de la clasa 1 până la clasa 12. Cei care vor veni vor intra într-un proiect numit Stagiune Teatrală la Făgăraș și vor avea spectacol o dată la lună sau chiar de două ori pe lună. Am grupe de avansați și grupe de începători. Cei care vor veni nou acum vor intra automat în grupa de începători. Peste 1000 de copii vin de astăzi la cursurile extrașcolare ale Clubului Copiilor din Făgăraș. După ce încheie orele de școală, de la cei mai mici din clasele primare și până la liceu, elevii își petrec timpul la cercurile preferate. Făgărășenii iubesc locurile în care s-au născut și mai mult decât atât, sunt mândri că trăiesc aici. Pentru asta vor să arate lumii întregi cât de frumoasă este zona noastră, cât de gospodari sunt oamenii și mai ales cât de dornici să conserve ceea ce au primit de la străbuni. Autenticitatea, bunul gust, cultura și lucrul neatins de modernism. Și aici vorbim de construcții. Casa din Șona este un exemplu viu. Aici s-a desfășurat o șezătoare autentică în proiectul inedit al Alinei Zară Prunean și al Anei Maria Borca, inițiatoarea ei călătoare. Cele două făgărășenice inimoase nu se lasă, reiau la infinit, regândesc și redecorează locuri, case și idei de frumos, pe care le îmbracă în ei și ștergare românești și în căldura cântărilor din țara Făgărașului. Așadar, după șezătoarea de la Mândra din casa Alinei, gazdă a fost casa din Șona, a familiei Giurgiu. A fost o explozie de lumină și culoare, în soarele călduț de octombrie, în miros de flori și de ștergare proaspăt spălate și apretate cu apă din fântână. Zeci de femei din toată țara au cântat și au spus povești de demult, au gustat din bucatele făcute în casă și s-au bucurat, poate, de ultima zi atât de însorită, cu florile și copacii încă verzui, în a doua zi de brumărel. Mare la Drăguș la sfârșitul săptămânii trecute. Sătenii de aici țin la tradițiile pe care le păstrează din moș strămoș. Vor ca nimic să nu se piardă și mai vor ca moștenirea satului să o transmită din generație în generație.
Satul s-a umplut de viață cu oameni pe la porți și cu zeci de turiști veniți de prin alte părți. Drăgușul a avut cu adevărat ce arăta. Portul popular unic și cântările care fac ca inima să tresalte de bucurie. În deschiderea evenimentului, chemarea la nuntă călare pe cai, tot satul s-a alăturat alaiului de nuntași, cum se făcea pe vremuri, din casa mirelui către casa nașilor, iar apoi la casa miresei. Toată ceremonia s-a desfășurat în sunetul strigărilor ironice sau laudative la adresa actorilor principali, socrii, nași, mire și mireasă. Cei care au asistat la fiecare moment s-au bucurat de obiceiurile frumoase păstrate de bătrânii satului, mersul la oale, cântecul găinii, primirea zestrei. Nu în ultimul rând, degustarea fiecărui fel de mâncare ce stă pe masa nuntașilor, dar și din bunătățile de la casele mirilor și ale nașilor. Nu în ultimul rând, cinstirea sătenilor care stau pe la porți și privesc alaiul de nuntă. A fost cântec, joc și voie bună. Ce mai, o nuntă ca în povești, spun cei care au venit cu drag, să retrăiască pe viu o poveste de demult a bunicilor, spusă la gura sobei, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Evenimentul a fost organizat de Primăria Drăguș cu sprijinul Consiliului Județean Brașov.